Apasă butonul. Este foarte cald, Beans, nu mai suport. Da, așa e, Lulu. Cred că și florile simt căldura. Au nevoie de mai multă apă. Nu mai este apă. Trebuie să luăm de la fântână. Lulu, trebuie să ne întoarcem pentru mai multă apă. Dar de ce nu poate să vină apa la noi? Tocmai mi-a venit o idee. Ce idee deșteaptă să cumpărăm stropitori! Va funcționa minunat! Acum putem să udăm totul în același timp, Lulu. Bine, trebuie doar să apeși butonul. Este foarte tare! Hei, Binks, crezi că telecomanda poate să spele și vasele? Și nu doar vasele! Privește! Telecomanda poate face totul! Privește tot ce am cumpărat! De toate! Cred! Această telecomandă este minunată! Ce buton să mai apăs? Hei, Binks! Binks! Lulu! Hai să jucăm fotbal! Venim acum! Se pare că Lulu nu mai poate să prindă mingea! Și Binks nu poate să lovească mingea! Hei! De ce râzi de noi? Nu-i nimic, Binks. Îți amintești telecomanda? Le arătăm noi cum jucăm fotbal. Stați! Jocul nu s-a terminat încă. Puteți să vă jucați și singuri. Știi ceva, Binks? Am câștigat jocul, dar nu sunt prea fericită. Nici eu nu sunt fericit, Lulu. Și prietenii noștri s-au supărat. Totul pare cam ciudat astăzi. Da, ai dreptate. Este telecomanda. Apeși butoanele și știi ce se va întâmpla. Nu-i nimic, Lulu! Putem să salvăm situația! Telecomanda poate rezolva problema! Știi ce, Binks? Nu mai vreau să folosim telecomanda! Să facem noi curățenie! Pregătit? Da! A fost o lovitură bună! Binks, ce faci? Păi, Lulu, am realizat că nu ne trebuia telecomanda. Nu ne făcea fericiți. Da, adevărat, sunt complet de acord. Foarte tare! Vreau și eu una! Ceva tare ca asta! Nu,
Hopper, nu va aduce fericire, nu merită. Lulu are dreptate, nu merită problemele pe care le cauzează. Așa e, dar uneori butoaiele pot fi utile, știi? Trebuie să le folosești la momentul potrivit. Culegătorii de ciuperci. Este egalitate. Dacă e egalitate, înseamnă că e în favoarea noastră? Oh, oh, oh! Hei, prieteni, să ne ascundem sub umbrelă! Dacă nu vrei să fugi când plouă, ar trebui să verifici mereu prognoza meteo. Cred că este o ploaie de primăvară și... Da, are gust de ciuperci. Are gust de supă de ciuperci. Mai trebuie adăugată puțină smântână. Și sunt multe ciuperci care cresc în pădure. Dar nu am văzut niciuna. Poate se joacă de-a vați ascunselea. Hai să vedem dacă le putem găsi. Să încercăm, o să fie amuzant. Bine, ne băgăm! Pip sigur știe unde sunt ciupercile și ne va da și coșuri. Știu eu unde sunt, dar nu vă dau niciun coș. Dar de ce nu? Pentru că nu am coșuri ca să vă dau. Intrați! Nu ai coșuri? Atunci ce sunt astea? Acestea nu sunt coșuri. Acestea sunt premii de la competițiile cu ciuperci. Cine ar fi știut că Pip este un campion al ciupercilor? Deci, prieteni, am făcut o invenție tare! Acesta este un căutător de ciuperci. Frumos, nu-i așa? Da! Funcționează cu energie solară. Și se numește Morel. Nu, nu îmi place deloc numele acesta. Aș dori să-mi spuneți că l-auză. E foarte obraznic. Eu am o ascunzătoare secret aici. Cred că nu sunt ciuperci acolo. Aveți grijă, nu cădeți în mlaștină. În orice minut, soarele va răsări și el se va mișca din nou. Să mergem să adunăm niște ciuperci! Ce v-am spus? Se mișcă acum! Cum știi dacă o ciupercă e viermănoasă sau nu? Este foarte simplu. Ciupercile viermănoase au viermi, însă celelalte nu au.
genial! Ha? Am găsit o ciupercă! Am găsit o ciupercă! La pământ! Cred că a fost o ciupercă explozivă. Morel! Alo! Alo! Unde este? Cred că s-a pierdut. Este foarte dependent de mine. Ha? De unde vine sunetul? Ha, mănâncă zmeură! Cine mănâncă? Am mâncat doar o zmeură. Hei, și eu am nevoie de vitamine. Ha? Cred că ați câștigat. Nu am găsit nicio ciupercă. Nici noi nu am găsit. A mea, a mea, a mea, a mea! A mea, a mea, a mea! A mea, a mea, a mea! Nu e a mea, a mea, a mea! Este a noastră! Este egalitate din nou! Dar în favoarea cui? Sus și jos! De acesta. Nu, trebuie să mă urc în copac. Sunt o pisică, nu-i așa? Te urci în copac ca o pasăre bătrână care nu mai poate zbura. Oh, deci crezi că te poți urca mai bine, nu? Sigur că da. O, chiar? Dovedește! Sigur, privește! Ha? Ați văzut asta? Bing, Snickers, ce puneți la cale? Bună, Oscar! Facem o întrecere de cățărat în copac! Trebuie să știți că eu sunt campionul cățăratului în copaci. V-am spus! Învățați de la mine! În sfârșit v-am găsit, v-am căutat peste tot, prieteni. Sparky, vino aici. Wow, am reușit. Minunat! Bate palma, amice! Binks, Lulu, e ora cinei! Oh, mama mă cheamă la cină! Trebuie să plec! Și cum ar trebui să coborâm? De ce să coborâm? Îmi place aici sus. Tare, este minunat aici sus. Aerul este proaspăt. Da. Și păsările cântă.
Totuși aș vrea să mănânc ceva. Chiar? O să vă aduc ceva. Aici, mama a făcut niște sandvișuri gustoase și o plăcintă. A fost o idee bună, Lulu. Da, mulțumesc. Vine spre tine. Mersi pentru gustare. Binks, Lulu, haideți acasă. E ora de culcare. Este târziu. Poate reușesc să dorm în copac. Desigur, va fi amuzant să dormim aici. Da, nu putem rata șansa. Bine, o să vă aduc perne. Da, te rog, adune perne. Lulu, ce faci cu pernele? Mama, Binks și căței s-au cățărat în copac și nu pot coborâ. Uite, Lulu, nu cred că au nevoie de perne, dar... Este o scară! Mamă, dacă nu ai fi venit, nu cred că ne-am fi dat jos din acest copac uriaș. De câte ori v-am spus? Gândiți-vă cum să vă dați jos înainte să vă cățărați, Binks. Și de ce v-ați urcat în copac? Pentru zmeu! Oh, am uitat de zmeu! Trebuie să-l dau jos! Știi, Binks, cât timp tu erai în copac, am decis să-mi fac un nou zmeu. Pot să-l văd? Ce zmeu frumos, Lulu! Oh! Nu te îngrijora, draga mea, ți-l voi da eu jos. Sunt o pisică până la urmă, nu-i așa? Vânătoarea de monștri. Am un sandwich monstru! Monstru, monstru, o să te mănânc! Oh, se pare că o să plouă! Gustamul! Lasă-l, hai să ne adăpostim! Nu mai pot înainte. Să ne oprim. Ha? Ce s-a întâmplat, Lulu? Uite-te acolo. Binks, cred că este un monstru. Un monstru! Și vine după noi! Salvați-vă viața! Băi, nu va fi destul pentru supă? Vom încerca să căutăm mai multe ciuperci după ploaie. Nu mai vreau să merg acolo niciodată! Este un monstru și este atât de mare! Ce copii plângăcioși! Monștrii nici nu există! Știu că există! Eu și cu Binks l-am văzut! O, așteptați până vă prinde monstrul! Apoi în mod sigur ne veți crede! Haideți înăuntru, începe să plouă! Ah!
Oh, monstrul, monstrul! Fugiți! Salvați-vă viața! Fricoși, fricoși, sunteți fricoși! În regulă, vom vedea cine este cu adevărat fricos. Acolo! Acolo! Ce se întâmplă? Un monstru este în magazie. Am vrut să iau un scooter și era... Dar ai spus că monștrii nu există. Sigur că nu există. Sparky, du-te în magazie și vezi ce se întâmplă. Mă duc. E un monstru și atât de mare. În regulă, bebelușilor, să mergem să vedem monstrul cel mare. Monștrii nu există. Tata mi-a spus și el știe totul. Wow, sunt atât de curajoși. Credeam că au spus că monștrii nu există. Ce s-a întâmplat? Este un incendiu? Nu un incendiu, un monstru! În magazie! Și este un monstru real! Oh, de ce nu mi-ați spus înainte? Trebuie să organizăm o vânătoare de monștri! O vânătoare de monștri? Ah, da, desigur! A trecut ceva de când nu am mai vânat monștri. Dar când eram mică, am prins foarte mulți! Să mergem! Ajutați-mă să prind monstrul! Monstru foarte bun. Spune-mi, cine l-a făcut? Noi l-am făcut. Cățelușii râdeau de noi și ne-au spus că monștrii nu există. Am vrut să le dăm o lecție. Oh, cred că deja ați făcut asta. Nu vom mai râde de voi. Și nouă nu ne va mai fi frică de monștri. Oh, nu! Cred că era un monstru adevărat. O voi aduce pe Abigail chiar acum. Nu! Ce-ar fi dacă vânăm monstrul împreună? Noi suntem cinci și el este unul singur. Era doar ghiozdanul nostru care a fost luat de vânt în timpul picnicului. Și copacul mort. Deci nu aveam de ce să ne temem. Oh, deci nicio vânătoare pentru mine. Dar chemați-mă când veți avea nevoie. Un lucru util. Lulu, Binks, bună! Priviți ce tocmai am inventat. Ce? Unde? Arată-ne! Ta-da! Este o cască pernă, un dispozitiv foarte util. Wow! Ce tare! Dar pentru ce este? Poate fi folosită oriunde. Priviți, să vă arăt! Imaginați-vă că dormiți profund și un hoț viclean intră în casă. Și cine este hoțul? Ai dreptate, ne trebuie un hoț. Binks, tu vei fi hoțul. Haide, Binks nu poate fi hoțul. Ai dreptate, Lulu. Binks nu arată ca un hoț. Păi atunci... Huh?
Oscar, tu vei fi hoțul. În regulă, deci eu dorm profund și tu vrei să te furișezi și să mă lovești în cap. Da? Dar de ce? Pentru că ești un hoț viclean. Am înțeles. Atunci de ce stai acolo? Ești tipul rău. Mult mai bine. Acum tu ești hoțul și eu dorm. De ce dormi în picioare? Ai dreptate, Lulu. Totul ar trebui să fie realist. Așteaptă puțin, să începem din nou. Dar cum a intrat hoțul? O întrebare bună, Lulu. Oscar, cum a intrat? Păi, tu m-ai adus aici? Nu, nu tu, Oscar. Cum a intrat hoțul Oscar aici? Am deschis ușa și am intrat. Nu, hoții intră pe fereastră. Am văzut asta în filme. Așa este, pe fereastră. Haide, du-te și intră pe fereastră. Hai să ne prefacem că eu am intrat deja pe fereastră. Nu, totul trebuie să fie foarte realist. Ce fel de hoț se urcă pe fereastră așa? Privește! E ușor! Wow, mult mai bine! Acum ești un hoț, te urci pe fereastră în timp ce eu dorm. Ce urmează? Lovește-mă! Stai, ce? Lovește-mă cu ciocanul în cap. Care ciocan? Atenție! Hoțul și-a pierdut ciocanul! Este acolo! Foarte bine! Am găsit ciocanul! Să începem din nou! Eu dorm și Oscar, tu urci pe fereastră! Nu, nu cred că pot să fac asta! De ce trebuie să te lovesc? Nu e în regulă! Dacă era o luptă dreaptă, poate! Ești un hoț! Asta fac hoții! Le place să atace! Nu știu ce să zic! Ce-ar fi dacă m-ai atacat tu primul? Bine, Binks! Pune-ți casca și eu îl atac pe Oscar! Nu este periculos? Nu! Ăsta e scopul! Casca ar trebui să te protejeze! Dar de ce doarme Binks după amiaza? Nu doarme niciodată la ora asta! Da, ai dreptate, Lulu! Trebuie să fie întuneric! Hai să tragem jaluzelele! Nu pot vedea nimic! Binks, întinde-te și prefă-te că dormi! Oscar, ieși pe fereastră, apoi intră din nou și du-te la Binks. Îl voi ataca pe Oscar și tu îl vei lovi în cap. Ai înțeles? Aici. O cască pernă! E un lucru foarte util! Oh, 3 zile fără să ne uităm la desene! Binks, Lulu, uitați-vă la asta! Este noua mea invenție! Lăsați-mă să vă arăt cum funcționează! Nu! Căsuța din copac. Ta-da! Iar acum, uitați ce pot să fac eu! Mulțumesc, dar altceva voiam să vă arăt.
Știți ce? Nu-mi place culeagănul. De ce nu jucăm fotbal? Hei, prieten! E așa de amuzant aici sus. Să facem o căsuță în copacul ăsta. Vreau o căsuță, vreau o căsuță. Dar hai să o facem în copacul nostru. Ha, de ce să o facem în copacul vostru? Propun să o facem în al nostru. Atunci hai să facem fiecare câte o căsuță în copacul nostru și o să vedem care este mai frumoasă. Avem nevoie de scânduri și de un ciocan. Și de unde o să le luăm? O să-i cerem ciocanul bunicului Bob. Scânduri găsim în pădure. Aici cresc doar bușteni, nu văd scânduri. Atunci să luăm bușteni. A fost o vară secetoasă și nu au crescut scânduri. Are 81 de centimetri. Bine, 81 plus 33 împărțit la un trunchi, calculele mele sunt corecte. Ar trebui să începem săpăturile fix aici. Dar de ce să săpăm? Vrem să construim o căsuță în copac. Orice construcție începe întotdeauna cu fundația. Aha. Bine, mă duc să fac niște ciment cât timp voi săpați aici. Ia uite, noi am mers până în pădure după scânduri. Și găsim o grămadă chiar aici. Mi-au furat gardul! Ce? Ți-au furat gardul? Bine! Păi, cum arăta? Spune-mi! Era făcut din lemn. Și cum ducem căsuța în copac? La asta nu m-am gândit, dar nu vă faceți griji, am o idee. Funcționează! Nu a fost o idee prea bună, dar am un alt plan. Tehnologia modernă ne ajută să economisim mult timp și energie. Ce frumos! Cum o să urcăm acolo? Ta-da! Și bun venit în căsuța noastră! Și să facem o căsuță în copac. Uite câte scânduri am găsit pentru căsuță. Vreți și voi? Hei, copii, ați văzut cumva gardul lui Flow pe aici? Și ce sunt astea? Ah!
Flo, te rugăm să ne ierți, nu am știut. Vă mulțumesc, copii. Acest gard este chiar mai frumos decât celălalt. E suficient pentru moment. Acum o să vă ajut cu căsuța din copac. Adida și vitezomani. Ce vreme frumoasă avem astăzi! Vara e grozavă! Putem sta afară toată ziua! Hei, haideți să tragem o fugă până la râu! Și noi venim! Sparky, tu dai semnalul de start! Pe locuri, fiți gata! Start! Așteptați-mă, prieteni! Nu vreau să alerg de unul singur. De ce nu a vrut nimeni să mă aștepte? Doar nu suntem la concurs? De ce ai rămas în urmă? Pentru că ei sunt mai rapizi. Și atunci, oare ce ar trebui să faci ca să schimbi asta? Trebuie să inventez ceva. Inventez Adida și vitezomani. De fapt, eu mă gândeam mai degrabă la mai multe antrenamente. Ce tot face? Ceva delicios sau ceva folositor? Mai bine v-ați feri, prieteni! Wow! Haideți să alergăm până la râu! Eu da, sigur! Să mergem! Pe locuri, fiți gata! Start! Și sunt primul! Dar iarăși alerg singur. Adida și ăștia sunt mult prea rapizi. Stop! Am dat de necaz. Ajutor! Să mă oprească cineva! Să-l oprim? Dar cum? Nu o să te putem prinde niciodată, Hubble! Uitați-vă acolo! Cred că se întoarce acum! Am înțeles! Cred că Adida și lui s-au stricat! Trebuie să-l ajutăm! Am o idee! Uite! Vine! Cum ar trebui să-l prindem pe Hopper cu plasa asta? Asta ar trebui să-l oprească sigur! Ups! Nu a mers prea bine! Poate ar trebui să așteptăm până când obosește, nu? Și dacă o ține așa toată săptămâna, o să se supere rău pe noi! Exact! Are nevoie de ajutor! Pentru asta sunt prietenii! De data asta o să funcționeze. Asta o să-l oprească. Banda adezivă dublă este cea mai lipicioasă chestie care există pe planeta Pământ. Vine! Sunt epuizat. Nu cred că o să mai alerg prea curând. Da, am putea să mergem și să stăm pe mal. Hei, Hopper!
Super! Pot să iau eu Adidas și tăi vitezomani? Iai! Sunt inutili în momentul ăsta. Copii, ați văzut valiza mea neagră pe undeva? Aveam documente importante în ea. Nu, nu am văzut-o! Am uitat-o la birou și nu voi ajunge acolo înainte de ora de închidere. Ce o să mă fac? Cred că te putem ajuta noi! Adida și ăștia nu sunt comuzi. Aș alerga mai ușor fără ei. Trebuie doar să le dai o șansă. Bine, tată, acum apasă pe buton. Ce crezi? O să ajungă la timp? O să vedem. A fost minunat. A fost fantastic. Am avut timp să trec și pe la magazin la întoarcere. Alo? Bună, Hopper! Știi ceva? Tata a spus că ești un inventator genial! Ura! Cum să le faci pe toate? Lulu, fă-ți curat în cameră imediat! De ce îmi spui numai mie? De ce nu poate și Bing să facă asta? Pentru că sunt jucăriile tale. Și după continui curățenia. Până nu termin curățenia, nu poți să te joci pe tabletă. Am uitat complet să-mi termin desenul. Lulu, este ora cinei. Ora cinei? De ce nu pot să termin lucrurile la timp? Pentru că ești leneșă și ușor de distras. Pentru că sunt multe de făcut și sunt singură. Dacă aș fi mai mult de una... Triplu. Ai dreptate! Să ne jucăm! Haideți! Hei, nu e corect! Ești peste tot! Corect, acum noi. Ura! Am câștigat! Nu e posibil? Bună, Abigail! Ce faci? Ei bine, bună, Lulu! Bună, Abigail! Lasă-ne să te ducem acasă! Fetelor, vă rog să nu mă scăpați! Sunt sensibilă!
toate. Nu vom încăpea, vă dați după mine. Nici gând, vrem să ne dăm acum. Eu sunt prima. Nu, eu. De ce vă uitați așa la mine? Ar trebui să ofer locul fetelor. Dar nici voi nu-l împărțiți, nu-i așa? Pentru că suntem toate fete, de aceea. Dacă aș fi una singură din nou. Hei, Lulu, mama ne-a adus înghețată. Una pentru mine și una pentru... pentru tine. Oh, super, înghețată! A mea! Nu, e a mea! Greșit, este înghețata mea. Este a mea, dă-o înapoi. Dă-o înapoi, dă-o înapoi. Este a mea, nu e a mea. Oprește-te, dă-mi-o înapoi. Las-o. Este înghețata mea. Dă-mi înghețata chiar acum. De ce este totul atât de complicat? Durează mai mult singură, dar e greu cu toate trei. Lulu, supa ta s-a răcit deja. Hă? Atunci, nu mă mai las distrasă. Nu, nu mă mai las distrasă. Nici chiar de tabletă. Ura! Am reușit! Mamă, uite, am reușit! Bună treabă! Acum poți să te joci afară. Prietenii tăi te-au așteptat toată ziua. Ura! Mă duc acum! Ajutoare secrete. Oh, e foarte cald. Trebuie să ud grădina. Oh! Este greu să care găleata de unul singur. Ce-ar fi dacă l-am ajuta? Oh, am eu o idee. Deci, vom lua cu toții o găleată și îl vom umple. Ar trebui să instalez pompa. A? Grăbiți-vă! Miracol! Ne-am descurcat minunat! Acum trebuie să tai lemnul. Unde mi-e toporul? Nu va fi o problemă. Recent am inventat o mașină de tăiat.
se întâmplă aici? Nu este minunat să îl ajutăm pe bunicul Bob? Mhm. Mă duc să adun morcovi. Bine, voi vopsi gardul atunci. Voi tunde tufișurile. Voi repara poarta. Voi curăța samovarul. Ha! Ce se întâmplă? Cum de? Oh, îi voi prinde pe acești glumeți! Bunicule Bob, i-am prins pe toți acei glumeți! Noi suntem glumeții, bunicule Bob! Noi am fost! Noi suntem ajutoarele! Ajutoare secrete! Și eu încercam să ghicesc cine mă ajută! Oh, bunicule Bob, nu te îngrijora! Dacă te-am ajutat prea mult de data asta, vom încerca să te ajutăm mai puțin data viitoare. E bine? Haideți! Este minunat să ajuți oameni. V-ar deranja să mă ajutați cu altceva? Ceai și bomboane? Îmi place mult mai mult ajutorul acesta. Spune-ne, bunicule Bob, ce jocuri te jucai când erai un băiețel? Păi, da, v-ați ascunsele. Fotbal, oh, și lapta. Și ce e lapta, bunicule? Păi, cine nu mai știe ce este lapta? Eu! Eu! Mâinile își amintesc. Cearta. Am luat-o înaintea ta. Bine atunci, ești un lacom. Nu mai sunt prietena ta. Dă-mi înapoi toate jucăriile. Dă-mi-le tu. Dacă așa o să fie, vom împărți totul în două. Hei, Bings! Lulu! Vreți să jucați fotbal cu noi? Bings, Lulu! Vreți să jucați fotbal cu noi sau nu? Ciudat! De ce nu ies afară? Poate că dorm! În ritmul ăsta vor pierde toată vara! Snickers, du-te și trezește-i! Aha! Hei, ce faceți voi mai exact? Noi ne împărțim camera. Jumii-juma! Nu te mișca, Snickers. Tu vei avea partea stângă și eu partea dreaptă. Nu, a mea e partea dreaptă și a ta e partea stângă. Am ales prima. Și ce? Nu ești corectă? Ce s-a întâmplat? Unde sunt Bing și Lulu? Nu știu, dar împart totul în două. Dar de ce? Voi încerca să aflu. Să mergem. Este personajul meu preferat.
Și acesta e al meu. Aici sunt împreună. Nu mai sunt. Deci vor să te împartă și pe tine? Oh, nu, te rog. Suntem gata? Nu, nu încă. Să fugim! Trebuie să alergăm în direcții diferite. În fine, ne vom descurca fără ei. Cine? Îmi pare foarte rău. E mai bine. Haide, să mergem. Ce se întâmplă? Apa. Creta nu va merge acolo. Amundele este al tău și avalul este al meu. Binks, acolo sunt! Să-i prindem și să-i împărțim. Nu vreau să-i fugăresc toată vara. Doar jumătate de vară, pentru că cealaltă e a mea. Lulu, este prea multă muncă! Am obosit să împart totul! Ai dreptate! Vom împărți întreaga planetă atunci! Partea dreaptă e a ta și stânga e a mea! Bună, copii! Cum ne vom împărți, părinții? Nu o facem! Sunt ai mei! Hei, sunt și ai mei! Și ce se întâmplă aici? Binks și Lulu împart tot ce întâlnesc. Vă rog, ajutați-ne. Așa. Mergeți înăuntru. Luați niște bomboane. Vă rog, amintiți-vă, copii, suntem o mare și iubitoare familie și nicio bomboană nu ar trebui să schimbe acest lucru.